Le, da, mă rog. Da, domnule ministru Bodog, ok, oamenii zic bine, e ok că s-a înghețat și așa, problema este 6 luni. După astea 6 luni o să sară în aer, probabil, sau ce se întâmplă? Eu cred că s-a făcut această înghețare pe 6 luni, până când cei de la ASF vor găsi o soluție pentru a regla lucrurile în piața asigurărilor. Nu cred, nici eu nu cred că e normal ca să fie nevoie de o astfel de intervenție pe piața de asigurări, însă, pe de altă parte, nici nu ne putem permite să lăsăm, să zicem, jucători a căror potențial nu-l cunoaștem sau să pătim exact cum am pătit cu celelalte două societăți de asigurări care și-au declarat falimentul. Și cred că cei de la ASF trebuie să se preocupe de această problemă și cu siguranță la începutul, în primul trimestru al anului, vor trebui să vină cu propuneri în așa fel încât să reglăm aceste lucruri. Cred că putem să ne uităm și în celelalte țări ale Uniunii Europene, unde nu se întâmplă astfel de lucruri și unde, în unele dintre situații, tarifele pentru asigurările obligatorii sunt mult mai reduse. Știu țară în care tariful asigurării conține inclusiv asigurarea casco și este comparabil cu tariful pe care îl plătim în momentul de față pentru asigurare obligatorie în România. Da, să sperăm.